Proprietarul căginelui Amstaff, care a atacat un fox terier pe o stradă din București, a fost amendat doar cu 500 de lei. Iar dacă plătește în 15 zile, va achita numai 50 de lei. Revoltată, stăpâna cățelului rănit, care s-a luptat cu dulăul dezlănțuit, vrea să dea în judecată proprietarul, dar și secția 8 de poliție. Iar organizațiile pentru protecția animalelor o susțin și cer legi mai aspre pentru ca proprietarii să fie conștienți că acești câini, poate blânzi și ascultători cu ei, pot deveni un pericol uriaș în spațiul public. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. După două zile de cercetări în care au audiat-o atât pe stăpâna cățelului atacat, cât și pe proprietarul Amstaffului, polițiștii secției 8 din capitală l-au amendat pe cel din urmă cu 500 de lei. A fost acuzat că nu a luat toate măsurile de precauție pentru ca Max, câinele său de luptă, să nu atace un alt animal. Contravenția este prevăzută de ordonanța de urgență 55, veche din 2002. Refuz să o accept. Gândiți-vă, puteam să mor și eu și animalul. Eu am crezut că acel filmuleț este edificator, că vorbește de la sine. Dar se pare că nu. Și atunci mi s-a spus așa foarte sec că dacă n-am certificat medico-legal, degeaba m-a agit. Am într-adevăr rând mușcături, am vânătăi. Dau o judecată pe proprietar, dar să știți că aș vrea foarte mult să dau o judecată și poliția sectorului. Poate vi se pare că sunt megalomană. O prietenă a depus în numele ei o plângere și la poliția capitalei. Liber, fără bodniță, câinele ăsta nu merge cu bodniță sau cu lesă, să fim clari. Informațiile sunt susținute și de oamenii care locuiesc în zona în care este crescut câinele de lup. Ați mai asistat la vreun moment în care acest câine a atacat? Da. Anul trecut, în primăvară, când a scăpat pe stradă și a salvat o fată, tot așa era cu un alt câine pe care am încercat să o salvez, băgând-o la mine în curte. Eu am depus și anul trecut plângere anonimă la poliție, pentru că mi-e frică de el. Poliția locală a pe sectorului 2. Și ce s-a întâmplat după? Nu s-a întâmplat nimic. A venit poliția, nu știu dacă i-a făcut un proces sau au intrat în curte... Reprezentanții primăriei sectorului 2 ne-au transmis că atunci nu au știut că acel animal a atacat un alt câine, ci doar că a fugit din curte. L-au iertat pe proprietar, care le-a spus că a uitat poarta deschisă. Proprietarul câinelui le-a spus reprezentanților poliției locale că animalul nu mai este aici, în această curte unde era ținut până acum, ci a fost dus la Călăraș. Cert este că nicio autoritate a statului nu a verificat până acum în concret care sunt condițiile în care este crescut acest animal. Nici astăzi, cea care îl însoțea pe Amstaff în ziua incidentului nu a vrut să spună ce s-a întâmplat atunci. Te rog, nu mă fă să-ți dau una mecă. Pleacă de aici. Dar vreți să ne spuneți unde este câinele? Te rog, eu pleacă de aici să nu-ți dau cu mea. Reprezentanții asociațiilor care militează pentru protecția animalelor susțin că legea ar trebui înăsprită și pentru o astfel de faptă proprietarul să răspundă penal. Cei care dețin câini de luptă trebuie să-și dea seama cât de periculoși pot fi în anumite condiții. În primul rând ar trebui introdusă confiscarea. Aceste animale nu mai au ce căuta în posesia lor. Aș mai introduce în legislație și o obligație a autorităților de a supraveghea și de a avea o evidență a acestor animale. Dacă proprietarul Amstaffului se va grăbi să achite amenda în 15 zile, va plăti doar jumătate din pragul minim, adică 50 de lei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.